Salutare dragilor, bună dimineața, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. După o noapte de călătorit în care am migrat din Asia către Middle East, cum să zice, vin în această dimineață să vorbesc despre Bitcoin și despre lucrurile care se întâmplă acum în cripto. Cred că cea mai relevantă știre ar fi faptul că Kraken a oprit operațiunile de staking pentru piața din America. Există o probabilitate ca și cei de la Coinbase să facă acest lucru, iar marele dezavantaj cred că va fi pentru comunitățile mai mici decât Ethereum, care aveau, să zic, un use case din acest staking. Din punctul meu de vedere, staking-ul era extrem de important și pentru exchanges, pentru că stocau lichiditate. Nu, sunt multe discuții acolo. Însă, în contextul actual, știu că cei de la Kraken au plătit o amendă de 30 de milioane de dolari, iar ieri parcă am văzut un tweet al CEO-ului Kraken, domnul Powell, în care spunea că și-ar fi dorit să nu se pripească cu plata acelei amenzi și cu settlement-ul și să continue ce are de făcut. Această problemă a settlement-ului pentru staking a dus piața Bitcoin sub 22.000. Cum v-am spus de-a lungul timpului, vă spuneam și ieri și v-am spus în multiple dăți, piața cade, are corecții naturale, dar corecțiile mai puternice întotdeauna au un motiv în spate. Iar acum, cred că această problemă a staking-ului a generat această cădere. În continuare, am părerea neschimbată ca și ieri, Bitcoin-ul nu este sub 21.200, nu am să fiu bearish, indiferent de circunstanțe și raționament. Acum am ajuns în Dubai pentru mai multe întâlniri cripto, cu oameni relevanți din industria cripto și cred că o să vin cu multe informații. De asemenea, vin și cu un update pentru BitMarket. Vom face un parteneriat cu cei de la Stripe și vom integra plata și cu cardul și cu o grămadă de metode, Apple Pay, Google Pay, pe BitMarket. Revenind la Bitcoin. Astăzi este duminică, după cum știți, piețele au tendința de a fi volatile în weekend, uneori. El acum este într-o structură de consolidare. Mă uit pe 4 ore, suntem în zona asta din 9 februarie, da, de când am atins minimele, iar acum pe 4 ore ne luptăm cu 200 moving average-ul, care e la 21.900. Eu aici cred că ar fi o micro bătălie pentru Bitcoin astăzi. Dacă am reușit să recâștigăm 200 moving average pe 4 ore, ar fi un lucru, zic eu, destul de bullish pe intervalul de timp daily. Aici, la fel, avem o problemă, suntem sub 20 moving average, care este la 22.800. În contextul actual, nu știu dacă piața va avea energia, și când zic piață mă refer la market maker, cei care au urcat prețul Bitcoin 40%, cei care pompează bani în industrie, pentru că pentru orice asset, ca să-l urci, în primul rând trebuie să pompezi bani. Da? Bitcoin-ul a fost dat elan, s-au pompat foarte multe sute de milioane de dolari ca Bitcoin-ul să înceapă această urcare. La modul extrem de simplu, dacă Bitcoin-ul nu recâștigă 22.900, rămâne bullish și rămâne bearish pentru moment și rămâne între două zone, adică între 22.900 și 20.300. Ăsta este culoarul. Este posibil să stăm în această zonă o perioadă, da? Chiar dacă va redeveni bullish, să zicem, Bitcoin-ul în săptămânile ce urmează, este foarte important să consolidăm cât mai solid zona asta, 21, 22, 23 de mii, să devină un suport puternic. Atât timp cât nu se întâmplă lucruri extraordinari
de serioase, gen se închide vreun mare exchange, dă kicks vreun mare stablecoin, cum e BUSD-ul sau USDT-ul sau ceva de genul, nu avem fundamentele unei corecții extrem de serioase. Vă reamintesc, indiferent ce cred unii oameni, orice bear market sau orice bull market la un moment dat trebuie să se încheie. Acum, pe daily, din punctul meu de vedere, corecția este începută deja de ceva timp. De pe 2 februarie am început această corecție. De-a lungul timpului, corecțiile, hai să vă spun ultimele corecții ale Bitcoinului ca să vă faceți o idee. Am avut în decembrie o corecție care a durat 6 zile, după care am mai avut una tot de vreo 6 zile. Cea mai lungă perioadă de corecție recentă este cea începută în noiembrie, în perioada cu FTX-ul, care a durat 16 zile, da? După care Bitcoinul a dat semne că începe să-și revină. În cazul de față, noi am început acum prima corecție a anului 2023, acum fix 10 zile, da? Putem avea o săptămână următoare cu, na, lucruri cu semnul întrebării, dar eu în continuare rămân bullish în ceea ce privește Bitcoin-ul. O reîntoarcere în zona de 20.000 nu ar însemna pentru mine un semnal de pericol, un semnal de alarmă, ar fi, să zic, o normalitate. Da? După o creștere de 40%, uneori e normal să ai o corecție mai mare de 4-5%. Da? Poți să ai și de 10 și de 15%. Dar ce mă interesează cel mai tare este să reușim să stăm peste acest plafon, peste 20.000. Asta este extrem, extrem de important. Cam toate proiectele sunt acum într-o oarecare corecție. Cei care sunteți în grupul de analiză premium, ne vedem mâine dimineață cu o analiză completă, complexă a pieței, aici pe YouTube. Poziția mea este în continuare deschisă, cea pe Bitcoin. Am și o poziție deschisă pe Polkadot, cei din grupul de analiză premium știu lucrul ăsta. Da, sunt foarte mulți oameni care m-au întrebat dacă în grupul acesta de analiză premium dau pozițiile pe care le iau eu în piață și da, asta fac. Nu o să mai fac grupuri de semnale sau nu știu ce, pentru că nu și-au sensul. Prefer să anunț aici poziții pe care le iau, sunt decizii personale, asumate. Nu sunt recomandări financiare. E o piața, uneori oamenii vor să vadă ce fac alți oameni, să-și facă o idee. În altă ordine de idei, eu cred că cel mai bine este să vă fundamentați singur strategiile și tranzacțiile. De aceea vă recomand cursul de 4 ore, cursul meu de tranzacționare, pentru că acolo veți putea învăța singuri să faceți analiză tehnică, să analizați Bitcoin, Ethereum sau orice asset, Google, Tesla, deci cursul meu nu este un curs doar cripto, este un curs de trading. Iar cei care au bunăvoință și persistență și seriozitate au rezultate. Chiar ieri, înainte să zbor, am vorbit cu cineva și spunea: Daniel, mi-a fost foarte greu în 3 luni de zile să fac foarte mult paper trading, dar încep să se vadă rezultatele. Deci vorbim de 3 luni de zile, nu vorbim de 2 zile. Ce vreau să vă zic cu sinceritate, dacă luați acest curs, nu vă imaginați că peste 2 zile sunteți traderi. În niciun caz. Trebuie să faceți multe, multe trade-uri, e nevoie de educație, e nevoie de implicare. Vă salut, toate cele bune, să ne auzim cu bine!